Salutare, dragi prieteni, vă salut din nou, iar astăzi pentru iubitorii sau amatorii de trekking sau drumeții prin natură vom face împreună un traseu montan care se află în comuna Santa Ana de El Faedo. Așteptăm un pic să treacă aceste mașini și vă explic imediat cum am ajuns aici. Am făcut cam 50 de minute de la Verona până aici, este o altitudine foarte mare. Se trece de comuna Negrar și se urcă până sus la Santa Ana de El Faedo, unde putem să zărim cornul de Aquilo. Zonă în care se poate vizita și o grotă, inclusiv se află în același perimetru cu o mică distanță între ele. Aceasta fiind o stradă privată pe care vedeți acum. Dar în josul acestei străzi există o parcare care în prezent este și plină, parcarea. Iar aceștia care continuă să urcă pe această stradă comite un risc, pentru că dacă sunt descoperiți de garda forestieră, își vor lua amenzi. Așa cum am zis, această stradă rămâne și este dedicată și privată celor care lucrează aici în zonă, pentru mașini agricole, pentru mașini de urgență, situații de urgență, poliție, salvare și alte cele. Iar pe aici, pe acolo, mai sunt și locatari. Sunt câteva case pe aici, pe acolo, trase cu praștia. Doar aceștia au acces pe această stradă, deși strada este foarte bună, este pietruită, dar foarte bine nivelată. Dar, așa cum am zis, eu și mulți alți turiști care au venit aici în zonă, am lăsat mașinile în parcarea de la baza acestei străzi și vom urca pe acest traseu montan să vedem cornul de Aquilo. Există o zonă sus pe munte unde este și o cruce din informațiile după internet, după care vom încerca să vizităm și grota respectivă. Hai să mergem pe traseu. Sper că aceste informații să vă fie utile dacă sunteți amatori sau iubitori de trekking, așa cum am fost și la Ponte Tibetan, o video care l-ați văzut anterior. La fel și aici există o drumeție prin pădure de circa o oră. Este drumul din spatele meu pe care îl vedeți acum. Nu trebuie să mergem înainte pe strada principală, pentru că această stradă este prin pădure și duce către alte zone. Iar de aici, de la acest punct, unde este un măgăruș, se pare și un om, o persoană, sunt făcute din piatră și puse aici, la zona unde începe urcarea pentru a vizita cornul de Aquilo. Hai să vedem! După cum vedeți, exact ca și la Ponte Tibetano, drumul prin pădure este foarte accidentat. Va trebui să fiți îmbrăcați și încălțați adecvat pentru a urmări acest traseu. Bag de seamă că și aici, ca și la Ponte Tibetano, este marcat traseul cu alb și roșu. Și vom încerca să facem acest traseu, să vedem până unde ajungem. Este o zonă frumoasă de unde vom avea un super view asupra zonei. Aș vrea să specific că mă aflu în parcul natural de la Lezinia, în comune de Santa Ana de El Faedo. Hai să mergem. Deja încep să suflu. Lipsa antrenamentului meu își face simțită prezența. Dar ușor, ușor se poate, drumul este accesibil. Va trebui să aveți cu voi și apă, pentru că drumul este obositor, vă veți încălzi și veți avea nevoie să vă hidratați.
Voi urca pe acest traseu și vă voi da și câteva amănunte despre traseul respectiv, dar un pic mai încolo. Nu am să filmez continuu ca să nu lungesc prea mult video, dar sper să nu avem surprize și alte probleme pe acest traseu. Urcând traseul către acest punct sau această atracție turistică, am ajuns și la un punct unde ne este oferită o bancă pentru a poposi, pentru a-ți trage răsuflarea în caz că vrei să faci acest traseu. Am poposit și eu pentru 2-3 minute, după care continui să urc. Aveți însă grijă că este o pantă cam la vreo 30% înclinație. Drumul poate deveni foarte periculos în caz că plouă, dar va trebui să aveți grijă să nu faceți aceste trasee montane imediat după timpul ploios. Lăsați câteva zile de soare, de căldură, să se usuce traseul, astfel încât să fie practicabil. Și recomand și repet, încălțămintea cel puțin să fie adecvată. Hai să mergem în sus pe traseu. Văd acolo alte însemne, dar cum apare vreo noutate, am să vă comunic imediat. Am vrut să vă arăt și să vă explic de ce anume este periculos în timpul umed. Există un strat de frunze măcinate, probabil frunze din mai mulți ani, s-au măcinat, iar în timpul ploios devine foarte alunecos și foarte periculos. Tocmai de aceea nu recomand să faceți aceste trasee în timpul umed. Avem vreo jumătate de oră de mers prin pădure. Cred că Marian al nostru, știm cu toții despre care Marian vorbim, nu vreau să dau detalii, Marian al nostru era deja sus la antrenamentul care îl are. Dar atenție, aceste trasee nu se face în sandale, ci doar în călțat adecvat. Bun, ne vedem mai sus. Traseul pe aici, pe acolo, poate deveni ușor și inaccesibil, dar se poate trece cu ușurință. După cum vedeți, el este doar din piatră. Bineînțeles, suntem pe un munte și văd bătrâni mult mai antrenați ca mine, ce folosesc acele bețe de trekking pentru a se ajuta la aceste drumeții prin pădure. Eu nu am acele bețe, dar măcar astăzi sunt un pic mai adecvat în ceea ce privește încălțămintea. Hai să vedem dacă reușesc să ajung până sus. Am ajuns la un panou unde sunt și câteva informații. Zona se prezintă în mare fel, pădure de jur împrejur, tipic românesc, tipic ca și în alte țări și în alte păduri. Văd că traseul aici urmează și cu un parapet. Hai să vedem ce apare aici pe panoul informativ. După cum vedeți, parcul natural de la Lezinia. Și avem și o hartă ilustrativă cu indicatorii ce ne spun în care punct ne aflăm. Ok. Acum
Nu mai știu, probabil pe aici. Pentru că văd că este cărare și înainte, care nu știu unde duce, probabil către grotă. Grota del Ciabatino, 220-240. Am să urmăm traseul. Aud gălăgie cumva de jos și nu știu care ar fi traseul. Ok, traseul devine încet mai ușor, mai practicabil, dat fiind faptul că s-a și luminat un pic, nu mai este acel întuneric din pădure. Încet, încet pădurea începe să ia sfârșit, după cum vedeți, se vede și soarele. Nu cred că mai este mult până sus. Am făcut cam o oră până aici și mai am puțin de mers până la cornul de Aquila. Am informații după traseu că și grota respectivă se află în aceeași locație, un pic de mers pe jos de la un punct la altul. Vom vedea, sper să reușesc să le vizitez pe amândouă obiective de astăzi. Rămâneți cu mine și vom vedea dacă vom reuși de această dată să vedem și grota. Da, am ajuns în zona respectivă unde se află și cornul, însă mai am puțin de parcurs până ajungem la crucea respectivă. Am găsit o grămadă de turiști și turiști în vârstă, nu tineri. Tinerii din ziua de astăzi nu mai practică aceste sporturi, dacă îl putem numi un sport, acest tip de trekking prin natură, însă bag de seamă chiar și pe traseul care l-am urcat eu prin pădure, doar oameni în vârstă, trecuți de 40 de ani. Și acum am văzut un grup trecând pe lângă mine, i-am întrebat dacă mai am mult de mers și mi-a zis doar câțiva pași până ajungem la crucea respectivă, însă vreau să întorc camera și să vedeți că și în alte direcții sunt grupuri de turiști care se plimbă și face aceste trasee de trekking. Hai să încerc să fac un zoom, să vedem dacă se reușește cumva. Este și un pic de ceață. Nu chiar, bag de seamă că pe cameră nu se vede chiar atât de bine. Însă va trebui să urmez acel traseu până ajungem sus la crucea respectivă. Vedeți acolo în față grupul de turiști, mai este un grup mai sus. Și voi urma și eu acel traseu până ajungem la punctul respectiv. Aici am descoperit însă și un lac. Hai să mergem aproape să vedem dacă este și pește. Este posibil să fie pește în acest lac. Să dăm zoom-ul la loc. Ok. Am sticla de apă în mână și de aceea voi mai auziți cum trăznește sticla. Bag de seamă că la această altitudine mai vin și ciobani cu animale, cu oi, cu vite. Dar nu știu însă dacă este pește, nu văd nimic. Dar probabil lacul este folosit în mare parte pentru animale. E un lac probabil care s-a format din cauze naturale. Și sunt foarte multe moluște. Ceea ce vedeți voi cu negru, acolo sunt foarte mulți mormoloci. Nu știu dacă se vor transforma în pești sau broaște. Sunt foarte mulți mormoloci acolo, negri. Mici și negri, foarte mulți. Milioane. Milioane de mormoloci. Înseamnă că este posibil să fie și pește în acest lac. Văd pe aici foarte multă balegă, excremente de văcuță. Ceea ce ne confirmă că aici vin ciobanii cu animalele, aici sus pe munte. Este o pășune foarte,
frumoasă în natură, priviți și zona respectivă cât de bine arată. Acesta fiind traseul pe care eu l-am urmat ca să ajung până aici. Da, iar în semnele aflate pe pietre cu alb și roșu îmi confirmă că sunt pe drumul cel bun. Cred că va trebui să urc acolo sus pe stâncă pentru a ajunge la punctul cel mai înalt. Avem aici în semnul alb cu roșu. O să urmez traseul să vedem cât mai facem de aici până acolo sus. Probabil aici în zona respectivă se află și grota Ciabatino. Hai să vedem despre ce e vorba. Poate vedem întâi grota și apoi mergem în partea de sus. Da. Cred că aici de desubt este grota respectivă. Însă eu sunt îmbrăcat nu prea adecvat pentru această grotă, cu siguranță este frig. Însă voi intra și voi vedea ce se poate admira la interiorul acesteia. Scuze, si può andare dentro nella grotta? Sì, però c'è freddo e però serve la luce. Ce l'ho la luce. Sì. Guarda che c'è ghiaccio, c'è freddo anche. Puoi scivolare. Scendo finché posso, poi se non si può andare avanti esco fuori. Ok. Ciao, grazie. Da, mi-a zis că trebuie să fiu îmbrăcat. Eu așa inteligent am fost că nu mi-am luat de acasă nimic, deși știam că urma să vizitez o grotă. Hai să vedem. Am pregătit și lanterna. Este indicat să fiți îmbrăcat adecvat după ce am luat informațiile de la câțiva trecători. Mi-au zis că este posibil să fie și gheață la interior. Așa că nu uitați, folosiți o lanternă, fiți îmbrăcat și încălțat adecvat înainte de a vizita această peșteră. Eu am să înaintez la interior până când se va putea, când nu voi mai putea înainta, mă voi opri și voi ieși către exterior. Hai să mergem!